Bună seara din nou, după pauză. Rodrică, dau cuvântul din nou doamnei jurist Luminița Iordache să-și continue ideea cu infrastructura fără de care turismul nu are dezvoltare deosebită. Are, pentru că la urma urmei glumeam cu doamna în pauză, e frumos turismul și cu traistă și în opinci și cu traistă în băț. Dar asta a fost odată. Doctorul spunea că și în căruță e frumos. E mai frumos în limuzină pe șosea. Deci setea de cunoaștere nu te împiedică cu nimic să circul, chiar dacă n-ai la îndemână mijloace moderne, oamenii au circulat și cu ce au avut atunci la îndemână. Din ce am citit eu, din ce mai știu din statistici, ci că Iașul ar fi vizitat în fiecare an cam în jur de 500.000 de turiști. 500.000 de turiști care cheltuie în jur de 50 de milioane de euro. E adevărat că de la an la an, 2019 a fost un număr mai mare, a crescut față de 2018, dar trebuie să ne gândim că numărul de turiști pentru ceea ce poate să oferi Iașul și județul Iași este destul de mic și că acest număr de turiști ar trebui să fie în continuă creștere. Pentru acest lucru ar trebui, într-adevăr, să le pui la dispoziție turiștilor, pentru că, am zis, suntem în 2020, și alte modalități de a face turism. Acum, ce este îmbucurător pentru noi este faptul că cei de la conducerea municipiului a județului s-au gândit că ar trebui elaborată o strategie pentru dezvoltarea turismului, pentru municipiul Iași, pentru zona metropolitană. Și este normal. În mod special. Un lucru îmbucurător este că cei care au condus la elaborarea acestei strategii sunt cei de la Facultatea de Geografie, într-adevăr, al Universității Alexandru Ioan Cuza, într-adevăr, oameni bine pregătiți și oameni care au ceva de spus în acest domeniu. Din echipa care a elaborat strategia, au făcut parte și angajații primării, angajații Consiliului Județean, oameni care se pricep la aceste lucruri, dar foarte important este că au făcut parte și oameni. Și unul din ei fiind plătiți pentru asta. Da, sigur că da, dar important este și benefic este faptul că au făcut parte de această comisie de elaborare a strategiei și cei din industria turismului. Pentru că ei se confruntă zi de zi cu greutățile și cu problemele. Și cu beneficiile. Și cu beneficiile, da. Au un cuvânt de spus, pentru că ei știu exact ceea ce cer și ce vor turiștii. Un lucru îmbucurător. Dar din această... strategia este foarte important că a fost pusă în dezbatere publică, că cetățenii au avut dreptul să participe la aceste dezbateri și că societatea civilă se implică și ea în dezvoltarea turismului, iar este un lucru îmbucurător. Dar în această strategie, bănuiesc, nu am citit-o, de ce să mint că am citit-o, că nu știu ce au pregătit specialiștii în această strategie, dar sunt convinsă că s-au legat și de aceste aspecte ale infrastructurii. Și când vorbim de infrastructură, vorbim în special de drumuri, pentru că oamenii circulă și cu trenul, circulă și cu mașina. Dorită, de toată autostrada dorită, zona Moldovei. Care, după cum se vede... De acea autostradă necesară pentru dezvoltarea Moldovei. Nu mai spunem despre partea strict economică. Și pe acea autostradă care poate, mă refer la dorință, putință și... Da. Care poate fi construit. Sigur, care ar fi folositoare într-adevăr și turismului, pentru că pe autostradă ajungi în Moldova, în Iași ajungi în câteva ore, nu într-o zi și o noapte. Un ligur rele, da. Minții, da. Bolnave, ca să spun, fac și glume, în sensul că nu se construiește autostrada să lase Carpați o barieră nestrăpunsă de un drum de mare viteză. Cred că e o porcărie. Păcat, da. mare păcat că n-am beneficiat și nu beneficiem de această autostradă care ar fi benefică pentru toate ramurile economiei, nu numai pentru turism. După aia, foarte important în această ecuație este și aeroportul, exact asta care aduce foarte mulți turiști, nu numai de Sfânta Paraschiva. De turiști. Sigur. Nu numai pentru de Sfânta Paraschiva în perioada aia de pelerinaj ecumenic, aduce mulți turiști în Iași, de toate categoriile, de toate pregătirile, pe toate zonele de interes, pentru că, cum am zis și parcă la început, și cum a zis și domnul profesor, turismul poate fi legat de cultură, poate fi legat de medicină, poate fi legat de biserică, poate fi legat de pur și simplu de a te plimba, de a vizita, de a vedea frumusețea zonei, de a vedea pădurile, de a vedea construcțiile vechi, de a vedea construcțiile noi, de a vedea cum trăiesc oamenii, de a vedea cum mănâncă, cum se îmbracă. Oamenii sunt interesați când merg undeva să, într-adevăr, să simtă pulsul vieții oamenilor locului.
Deci infrastructura este încă la pământ pentru noi, care nu ne ajută deloc în dezvoltarea turismului. Și mai sunt încă multe lucruri la care ar trebui de umblat și la care ar trebui de făcut în așa fel încât turistul care vine aici să se simtă bine, nu spun neapărat de cel român din alte colțuri ale țării, dar chiar de turiștii străini. O lacună care am observat și care sunt convinsă că este... mai este și faptul că cei care lucrează în restaurant, turistul vine aici, cheltuie bani, nu? Că practic de asta vrem să-l atragem către noi, să cheltuie, să lasă bani aici, și dacă vine omul trebuie să mănânce și este interesat de bucătăria românească, nu neapărat generală, ci bucătăria locului, bucătăria moldovenească, în afară de Bolta Rece, care este de când o știm noi și care a fost pentru toate generațiile alte restaurante stricte cu specific românesc, pur românesc, aproape nu mai găsești. Am văzut câteva restaurante care au încercat încetul cu încetul să promoveze turismul culinar, dar modest și poate pe unele locuri și chicioase. Cei care sunt angajați în asemenea locuri nu cunosc suficient de bine limbi străine, pentru că trebuie să comunici cu turistul ca să știi, cum ați spus dumneavoastră, nu? Învățăm și noi de la ei, dar și ei trebuie să învețe ceva de la noi, știi? Și atunci se împart informațiile între cele două laturi, pentru că amândouă laturile sunt interesate de beneficii vizuale și chiar și pecuniare. Dar revenim la infrastructura. Nu ne ajută absolut deloc infrastructura. Mare păcat. Și la infrastructură, dacă este să discutăm, însă și faptul că toate legăturile prin intermediul aviației sunt făcute cu punct central București, mă refer la cele interne, nu că pleacă de la Iași și se duce la Londra, de exemplu. Ci faptul, dacă vrei să te duci de la Iași la Oradea, nu e nicio posibilitate. Te duci în București, ajungi la Oradea, ai pierdut o zi. Statul în avion, schimbatul și așa mai departe. Te duci, dacă ar fi un avion direct, bineînțeles că într-o oră ar putea să fie. A fost o cursă Iași-Timișoara cu escală la Cluj, dacă se întorcea de la Timișoara, dar era exagerat de scumpă. Nu știu dacă mai este cursa asta, era exagerat de scumpă. Iar aceste curse, de exemplu, dacă oriunde te duce prin vest, treci pe deasupra Clujului, treci pe deasupra satul mare, treci pe deasupra Oradii, treci pe deasupra Aradului. Deci ar fi posibilități, sigur, măcar la dus sau la întors. Sigur că da. Mi-aduc aminte într-una de excursiile mele. Am văzut Londra noaptea, era un cer senin. Mi-a rămas o imagine care am să uit din avion. Eu am văzut și eu Londra noaptea, dar cu taxiul. Am văzut-o și cu piciorul, nu, dar vreau să vă spun că din avion, într-adevăr, poți să mai vezi și locuri minunate. Așa este, este foarte adevărat. Senzații deosebite. Dar din ce am înțeles de la ai noștri conducători ai județului, aeroportul se dezvoltă, se mai construiește un terminal, se prelungește pista. De fapt, ar trebui mulțumit tuturor celor care au contribuit la dezvoltarea aeroportului, pentru că el, această dorință, indiferent ce n-a fost la guvernare, a fost aproape comun. Deci, dacă dezvoltarea... Vedeți că se pot găsi programe la care să existe o unitate de vedere. Dacă dezvoltarea aeroportului a început foarte bine pe timpul liberalilor, acum este foarte bună pe timpul pesediștilor. Trebuie să recunoaștem și trebuie să dăm cezarul ce cezarul. Și banii s-au ținut la ciorap pe vremea altor. E altă poveste. Eu aș vrea să fac o mică completare legat tocmai de această latură economică a turismului. Și vreau să mă refer strict la Iași. Eu am, din copilărie, am trăit pe lângă multe alte evenimente, trăiri, dar și aceea a băilor Nicolina. Și aici este o mare supărare a noastră, a mea, că noi am fost eu, tata a fost implicat direct, dar ce se întâmplă? Noi toți, tata a avut o serie de lucruri benefice, a realizat o serie de lucruri benefice pentru Iași, dar toată tinerețea lui a fost dată pentru acest scop de realizarea unei stațiuni balneare la Nicolina, aici unde suntem noi.
așa zisa porcică. Am mai ridicat această problemă, dar acum este binevenită discuția aceasta, deoarece vreau să prezint latura economică a unei turism stațiuni, medical, de care vorbea este colega exact noastră, stațiunii balneari Nicolina. Și această zbatere a lui s-a repercutat și asupra noastră, a copiilor. Pentru că tot timpul el era permanent cu ce să mai facem la Nicolina, ce să mai facem cu tare. Și să știți că a fost sprijinit în perioada aia, anilor 60-70, atât de oficialități, dar de foarte mulți directori de întreprinderi, care spuneau, domnul doctor, aveți nevoie de un buldozer. Tot oficialitățile știți foarte bine făceau, cum se realizau și toți... Dar nu vă imaginați că un director de la o firmă de stat înainte avea puterea să ia tractorul din curte sau oricum, buldozerul să-l mute în altă parte fără ordine. Oricum cu aportul și, bineînțeles, cu dorința directorului de a face ceva. Că dacă el spunea din cap, domnule, nu vreau sau nu pot, sau așa, putea nu se mai făcea. Orice, sau putea să spună orice. Primea deci, ordin și tot. Bun. Făcea, da. Da, atunci erau toate ale noastre, domnul profesor, erau toate ale noastre, era bunul poporului român. Ne împrumutam cu ele. S-a realizat ca în 1972, și cunosc foarte bine lucrurile, că atunci am fost la deschiderea policlinicii cu cupolă, am participat chiar la deschiderea oficială a băilor Nicolina și vă dați seama ce ape sulfuroase puternice și de calitate superioară, că seara, și eram de față când au fost aduse niște canapele, după știți foarte bine, alea de vinilin bej, și dimineața când am venit să se taie pamlica așa, erau deja maro. Ce înseamnă și de ce? Din cauza concentrația de sulf din atmosfera respectivă. Bun, ca în anul 1976, dar mai este bazinul la lung, care era jos la parter? Este, dar singurul era din Iași. Singurul bazin pentru kinetoterapie. Bun, ca în 1976 să obțină aprobarea de la minister datorită tuturor, îndeplinirii tuturor cerințelor ca această stațiune să devină stațiune de interes național. Bun, în anul 1976. Și să știți că aici veneau mulți străini, veneau și din Germania, din Israel, chiar înainte de 89, și se simțeau extraordinar de bine. Bineînțeles, nu mai repet acum, când să știi complexul întreg, cu spitalul de recuperare, cu sanatoriul Ușcap, cu grădința, că era o grădiniță, dumneavoastră, nu știu dacă știți, era o grădiniță, prima grădiniță, singura grădiniță din țară pentru copii cu deficienți locomotor. Și erau toți, în dreapta. Și care a fost desființată după un an, că nu cădea bine în perioada aia, deci din punct de vedere politic, că erau vedeți cu handicap. Plus această... Dar nu era alături școala, domnul doctor? Nu asta, era o școală, era o grădiniță, nu școală. Școala specială, școala... era și grădinița era acolo. Era acolo, alături. Da, iar școala a rămas până în ziua de azi. Bun, în aceste condiții... Scuzați-mă, vă întrebam să spuneți dacă e adevărat. Și una dintre singurile, aproape singurul din țară, care avea adresabilitate către țăranii cooperatori. Era... Așa este. Era sanatoriul Ușcap, de aia a Uniunii Județene, a cooperației agricole de producție, da? Și veneau toate persoanele de la țară, mai sărace, și puteau să vină într-o stațiune. Deci a fost recunoscută ca stațiune balneară. Dacă acum, după 1989, oficialitățile Iașului ar fi înțeles ce înseamnă o stațiune balneară într-un oraș ca Iașul, la granița, să spunem, cu o țară ca Republica Moldova, unde nu are nicio stațiune balneară, vă dați seama ce ar fi însemnat aici această dezvoltare a acestei stațiuni? Și exact ce am discutat anterior, ce am discutat, că se dezvolta și pe orizontală un comerț extraordinar, o economie deosebită. În condițiile actuale, când practic s-a dărâmat, s-a distrus această stațiune, deoarece, după cum vedeți, s-au construit blocuri cu 10 etaje, cu spălătorii la parter, adică este o rușine.
când se putea face o stațiune balneară de interes național și cu toate condițiile pentru ca Iașul să fie recunoscut ca oraș balnear și să se facă acest turism, pentru că turism medical, deoarece, după cum se știe, cum știți, Iașul este și un mare centru de sănătate. Domnul doctor, pentru că ați ridicat această problemă, telespectatorii v-au privit și cred că le-ați deschis interesul pentru o nouă oportunitate pentru Iași și pentru mediul de afaceri din Iași, pentru că de cei care vorbiți dumneavoastră ca înaintași au făcut o pasiune, un sacrificiu. A făcut o pasiune, asta a fost, așa, o pasiune. De a dezvolta Iașul în acest domeniu și este un lucru destul de bun. Puteți să mai aduceți aminte și de băile de la Strunga cu apele care minerale, a fost distrus. Uite, vorbește-ți tu de băile de la Strunga. Nu știu multe lucruri, știu ce știam când eram eu copil, că tata meu a condus într-o perioadă băile de la Strunga și erau foarte aglomerate și da, chiar doamnele cu coanele și etalau seara la plimbare, exact, ținutele și stăteam, da, și le admiram pălăriile de vară și era stațiune foarte aglomerată și apele minerale de la Strunga erau renumite erau recunoscute, erau, sigur, da, că da, erau ginoase, erau, stațiune, da, foarte aglomerată și, da, foarte căutată. Ei, da. Dar pe cei de astăzi care interesează dezvoltarea acestui domeniu, i-ar putea interesa și alte locuri din județ unde mai avem ape minerale bune care nu sunt exploatate. Cele de la Răducăneni, noastră știți destul de bine ce ape sunt la Răducăneni. Care de la Victoria. Sigur că da. Deci, da, Luminița, sunt oportunități de a face bani. Departe, că am vorbit de infrastructură, am vorbit de cultură, am vorbit de istorie, de tradiții. Hai să vedem noi dacă toate aceste lucruri, dacă nu le facem publice, dacă nu facem o campanie de publicitate, nu neapărat electorală, o campanie în care să prezentăm și frumusețile și tot ce putem prezenta, dacă vreți, o politică de marketing, sigur, coordonată, putem să creștem acest turism? Sau ce ar trebui să facem? Sigur că nu. Vedem acum că politica de marketing este foarte importantă. Publicitatea este vitală pentru orice domeniu, nu numai pentru turism. Deci tot ce e bun și frumos trebuie promovat, trebuie să ajungă în spațiu public, oamenii trebuie să știe să cunoască și ar trebui să fie specialiști ai județului și ai municipiului care se ocupe cu promovarea, ca să nu mai spun la nivelul țării. Aceste lucruri frumoase și minunate și oportunitățile care se potrivi, cum am discutat și pentru oamenii de afaceri, că am zis că până la urmă turismul se face pentru bani. Noi îl facem pentru bani aici. Ar trebui aceste beneficii ale județului și ale municipiului ar trebui să ajungă în spațiu public bine documentate, că poate sunt oameni interesați care vor să investească în acest domeniu medical, dacă e păcat. E mare păcat să avem asemenea bogății ale județului care sunt, nu? Să-ți dea Dumnezeu o apă care te vindecă și ea să curgă în pământ, să nu o folosească nimeni. E mare păcat. E adevărat, trebuie promovat și trebuie să existe echipe speciale și specialiste în același timp, care să priceapă și care să facă promovarea tuturor acestor lucruri minunate pe care le are județul Iași. La nivel de instituții, în parte, cred că sunt echipe care încearcă să promoveze și pe plan național și pe plan internațional. De exemplu, știu din activitatea doamnei profesor Lăcrămera Stratulat, directoarea Centrului Moldova și în special, da, a Palatului Culturii, că se ocupă în mod special echipa ei de promovare și de publicitate, să o luăm chiar în termenul ăsta, publicitatea, ceea ce poate oferi Iașul prin complexul Muzeal Moldova. Dar e nevoie mai de mult. E nevoie mai de mult. Adică ar trebui și mă gândesc în locurile publice care sunt unde trec mii și mii și mii de oameni, ar trebui să apară publicitate cu aceste lucruri minunate. E bine să-i promovăm și pe cei care... Trebuie să fie o strategie, sigur, la nivel național și internațional. Și pe cei care, da, au bunuri de vândut și care aduc bani, exact, și care creează locuri de muncă. Da. Dar trebuie să promovăm și ce avem frumos. În gară, în sălile de cinematografe, în aerogară, la aeroport, panourile publicitare care sunt la intersecții. Sunt multe locuri de a face. Noi nu ne pricepem la publicitate, dar ar trebui echipa de specialiști. Deja de acum și cred că strategie bănuiesc că există și la primărie și la consiliul județean. Dar centrul de informare turistică, domnul deputat. Și ar trebui să fie la gară, la autogară, da, trebuie să fie Haideți la să aeroport. Mai facem un pas, că timpul trece și acușul să-mi spună în casă că timpul s-a epuizat. Și iar ne fugăriți repede de acasă. Și iar n-am terminat ce avem de vorbit. Asta e trebuie să prelungim măcar două ore.
Da. Domnul doctor, infrastructură, să vezi relief și tot ce am spus că determină turismul. Dar dacă nu ai o mâncare bună, te duci undeva. Și zile trecute îmi spunea un cunoscător în arta culinară, ca să-i spunem așa, sau în ale culinarului, că din nefericire în anumite lanțuri, când mănânci ceva sau o pâine, ca să spun, e undeva pe alături afirmația, cam 1% în ea este făină. Deci nu se poate vorbi de ecologie, nu se poate vorbi de hrană naturală și așa mai departe. Credeți că o hrană bio de la mama ei, cum se spune, ar dezvolta turismul, dar această hrană bio ar trebui promovată? Asta ar fi un lucru benefic, bineînțeles, nu numai pentru dezvoltarea turismului, dar, în primul rând, pentru sănătatea, pentru sănătatea oamenilor. Păi ăsta e motivul pentru care îi atrage. Și ar fi interesați aici, nu e vorba numai de o politică oficială la nivel local sau la nivel național, dar, în primul rând, ar trebui să fie interesate toate aceste restaurante, toate aceste obiective turistice unde se găsesc și restaurante. După cum știți, la Hârlău există un muzeu al vinului și viei. Deci, o altă latură a turismului, deci ar fi această acest turism și viticol. Iar pe lângă punerea la dispoziție și slavă Domnului, țara noastră și în special Iașu are o serie de podgori recunoscute cu vinuri extraordinar de valoroase și bune. În aceste condiții care cea mai nordică se poate podgorie din Europa, pe linie cu Toca, e un maghiar. Da, și în aceste se poate realiza o simbioză între vin și mâncare, între vinul nostru. Dar nici nu merge, domnul nici doctor, mâncarea fără vin și vinul fără mâncare. Exact, vedeți? Și în aceste condiții lucrurile altfel ar sta, dar aici depinde și de inteligența, dorința patronului de restaurant, patronului de cramă să pună la dispoziția turiștilor și nu numai a turiștilor, în general a cetățeanului, a produselor de bună calitate, ceea ce spuneați și dumneavoastră. Și într-adevăr este drumul vinului, este plecând din zona de la Constanța, urcând spre, deci Murfatlarul, urcând spre Moldova, este Buzăul, este Focșaniu, este Prahova, ați uitat-o. Nu, am luat-o pe partea asta, la altă. Bine, așa și este. Vei, toată, da, nu, că întâi urcă și după aia coboară. Și în aceste condiții se va ajunge și la podgorile Codnar, da, unde știți foarte colegi bine ce frumos inevitabil s-a produs. Aveți fiecare un minut pentru încheiere. Luminiți. Numai un minut? Atât? Un minut jumate. Subiectul este foarte generos. Dar luăm de la doctor, da, jumătate de minut. Nu iau din minutele lui, nu. Nu, cât ne certăm după aia. Atunci vădă. Da. Subiectul este foarte generos, este un subiect foarte frumos, dar este un subiect foarte important. Și aș vrea să închei și să spun că mi-ar plăcea tare mult ca în județul Iași să existe pensiuni care să nu ofere numai cazare, să ofere și o masă pur românească, într-adevăr, cu produse bio, unde turiștii, într-adevăr, să simtă gustul și bunătatea mâncării noastre românești, pentru că mâncarea noastră românească și, în special, cea moldovenească, este de neegalat. Și e tradițională, județ, e sigur efectiv, că da. Județul Iași foarte rar găsește așa. Am beneficiat de o invitație la Cotnari, unde tânărul Victor Deleanu, și îl felicit pentru băiatul, unul din băieți, da. Ne-a invitat, după ce am vizitat și am degustat vinurile la masă, la vinuri ne-a oferit mâncare tradițională românească cu produse bio de la țăranii din zonă. Uitați-vă că acest lucru ar trebui luat de exemplu și ar trebui să fie mult mai multe lucruri
în asemănătoare în județul Iași, cum de exemplu în Bucovina, la toate pensiunile în Bucovina îți oferă și masă cu produse românești și la cele din Ardeal, pensiunile într-adevăr sunt pregătite să primească turiștii și cu mâncare. La noi, v-am spus, marea majoritate oferă mai mult cazare, iar marile restaurante oferă la fel mâncare cu fonfeuri de astea care deja nu ne mai plac, nu? Nu cu sarmale în vas sigur, de lut. Sigur că da. Doctore, eu ce aș vrea să spun? Iașul, și mă refer la Iași pentru că suntem cetățenii acestui oraș și aș putea spune tot la fel binecuvântat de Dumnezeu pentru că oferă toate condițiile de ca în Iașul să ofere și repet încă o dată, să ofere un turism foarte diversificat. Iașul a fost numit Florența Estului. Iașul a fost numită Roma Estului. De ce Roma Estului? Deoarece e pe 7 coline. De ce Florența? Deoarece în Iași... De curând am aflat că și Istanbul e pe 7 coline. Posibil. Florența, deoarece în Iași sunt extraordinar de numeroase obiective culturale, istorice, nemai întâlnite în restul țării. Pe lângă toate acestea, Iașul este recunoscut ca un oraș al științei, al învățământului și sănătății, ceea ce un alt criteriu. Și pe lângă toate acestea, și vinul recunoscut din împrejurimile Iașului. Mulțumim frumos! Stimați telespectatori, vreau să vă mulțumesc pentru răbdarea de a ne asculta. Mulțumesc invitațiilor mei, jurist Luminița Iordache și doctorul Victor Bejan pentru participare. Și mie nu-mi rămâne decât să vă doresc, ca de obicei, multă, multă sănătate, că e mai bună decât toate. Dar a încheia subiectul, turismul este inadmisibil ca să cu investițiile în turism să fie doar de 1% din ceea ce aduc nerezidenții români din afară și care investesc în România. Avem o țară atât de frumoasă, atât de bogată, cu niște oameni excepționali și eu n-am auzit un străin să vină în România, eu n-am auzit, și să spună că nu i-a plăcut. Poate a fost nemulțumit de un drum. E posibil, asta e realitatea. Poate a fost nemulțumit de un om că n-a știut să-l servească ca în turnul Londrei. Dar asta e cu totul altceva. Sunt lucruri, turnul Londrei fiind închisoare, acum e muzeu, dar nu e nicio poveste. Dar am dat ca exemplu așa. Deci, mai pot fi câte unul, dar în general, iar faptul că avem această mâncare extraordinară cu produse ecologice, chiar dacă ele nu sunt declarate ecologice, dar ele sunt ecologice pentru că oamenii pe agricultura de subzistență care încă o avem, bineînțeles, sigur, avem și agricultura industrială, acolo e altă poveste, dar pe agricultura de subzistență produsele sunt ecologice. Și avem o șansă, avem o șansă. Sunt țări care își valorifică mult, mult mai bine turismul decât noi. Deci se poate mai mult. Iar eu despre turism cam atât am vrut să vă spun și în încheiere, pe lângă urările de sănătate, să nu uitați că nu mor cai când vor câine. O seară bună!